Bun găsit! Creștinismul nu este o religie searbădă, ci este viață. Această viață trebuie trăită și ea se manifestă în mod special în disciplinele spirituale. Disciplinele spirituale sunt acele unelte ale harului pe care Dumnezeu ni le lasă, prin care ne putem apropia mai mult de El. Dar acestea trebuie înțelese și apoi practicate în mod corespunzător. Pentru a înțelege mai bine disciplina rugăciunii și apostolului, stăm de vorbă cu pastorul Andrei Popescu. Ce înseamnă rugăciunea pentru un creștin? Cineva a spus odată, rugăciune este respirația sufletului. Acum lucrul ăsta este destul de ambiguniță. Noi asociem în general rugăciune cu cereri. Am nevoie de ceva, mă duc la cineva de care poate să îmi dea ce lucru de care am nevoie. Am nevoie, mi s-a spart o țeavă, mă duc la un instalator. Am nevoie de ceva care depășește puterile unui om, mă duc la Dumnezeu. Am o boală incurabilă, mă duc la Dumnezeu, am o nevoie financiară, mă duc la Dumnezeu. În general, asociem lucrul ăsta cu nevoile pe care le avem și cu cererile pe care le avem. Și este un lucru foarte, foarte bun. Dumnezeu ne-a zis, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Cu adevărat, fiecare dintre noi suntem niște clienți al lui Dumnezeu. Totdeauna vom fi clienți al lui Dumnezeu. Am primit mântuire gratis și am primit har peste har gratis, ploaie, soare peste cei buni, peste cei răi. Și atunci, de bună seamă, omul lui Dumnezeu, cel care cunoaște pe Dumnezeu, știe la nevoie, știu unde să alerg. Domnul este păstorul meu cel bun, sunt în primejdie, mi-este foame, mi-este sete, am nevoi sufletești, alerg la Dumnezeu. Dar oare rugăciunea înseamnă automat un răspuns direct din partea lui Dumnezeu? Se ridică întrebarea din partea multora, dar dacă Dumnezeu nu mă ascultă? Uite, mă rog de atâta timp pentru o cauză și Dumnezeu pare că nu intervine. Este cumva paradoxul unor lucruri din Scriptură în care ni se spune cereți și vi se va da, bate și vi se va deschide. Și experiența practică pe care o au foarte mulți oameni, și eu, este că te duci și ceri și nu auzi nimic. Ar fi foarte frumos, mă, Dumnezeu să-mi spună, ar fi și politicos parcă din partea Lui, să-mi spună da sau să-mi spună nu sau să-mi spună mai târziu sau așteaptă. Câteodată, a zice de foarte multe ori, te duci spre Dumnezeu, spre rugăciune și nu primești nimic, doar tăcere. Pentru că Dumnezeu nu are o companie de dat informații. Are, să zic așa, misiunea de a transforma, nu de a informa. Ne ducem câteodată la Dumnezeu cu o problemă, cum te duci la un doctor. Dar dacă mă duc la un doctor, și diagnosticul care îmi dă doctorul ăla chiar nu îmi convine, mă duc și cer a doua opinie, nu? Majoritatea oamenilor înțelepți se duc și cer a doua opinie, a treia opinie. Dumnezeu nu ne dă nouă a treia și a doua și a treia opinie, ne dă numai singura opinie posibilă, cea mai bună opinie. El nu ne dă nouă pe jumătate de măsură, nu ne dă lucruri care poate merg, poate nu merg. La El, dacă ne ducem cu o nevoie de-a noastră, El are o singură soluție, și anume cea mai bună. El este un Dumnezeu perfect. Iar dacă El simte că noi nu suntem gata să primim soluția Lui, atunci ar putea să facă una din două lucruri. Să ne dea o altă soluție care am putea primi, dar înseamnă că ne minte. Și noi credem că primim soluție dumnezeiască și încolo primim o soluție la nivelul nostru de om. Și Dumnezeu nu poate să ne mintă. Și din pricină că nu poate să ne dea soluția Lui pentru că noi nu suntem gata să o primim, și din pricină că El nu poate să ne dea o soluție mai mică decât a Lui, pentru că e un fel de minciună, atunci este nevoie să tacă. Și din cauza asta, foarte, foarte multe rugăciuni de ale noastre nu primesc răspuns. E povestea omului acela care mergea pe o potecă la munte, s-a împiedicat și a căzut în râpă și s-a agățat de o rădăcină de pom. Și de desubtul lui era un hău mare de tot. Și a început și a adus aminte, tatăl meu, mama mea mi-a zis eu să viu la biserică, să mă pocăiesc, nimic, dar acum, uite, mor, nu pot să mă țin la infinit aici. A început să zbiere, e cineva acolo să mă scape. Și în ceafa lui aici a auzit așa o voce deodată. Da, zice, eu sunt aici cu tine.
Doamne, a zis el, Doamne, te-am neglijat toată viața mea, dar de aici înainte, dacă mă scapi, dacă mă ajut să ies de aici, de aici înainte, te voi sluji toată viața. Un din cuvântul tău n-am să ies, orice îmi vei spune, orice îmi vei spune, te voi asculta. Și Dumnezeu a zis, sigur că da, vreau să te scap. Ce să fac? Dă-ți drumul la mână. S-a uitat el în jos, s-a uitat în dreapta și a început să strige, mai este altcineva acolo. Pentru că adevărul că adeseori soluțiile lui Dumnezeu nu se potrivesc cu ale noastre, este un verset foarte trist în Biblie care spune, gândurile voastre nu sunt gândurile mele, ci cât de departe este cerul de pământ, atât de diferită este gândirea mea de gândirea voastră. Și din pricina asta, când vii la Dumnezeu, nu poți să vii cu două soluții în minte. Nu poți să vii și cer opinia lui Dumnezeu dacă nu mă duc la un doctor. Pentru că atunci nu vom primi nimic. Ce bine este când primești de la Dumnezeu răspunsul nu. Foarte bun răspuns e. Să știu că mi-a zis Dumnezeu nu, foarte bun. Dar dacă nu primezi nimic, parcă îmi pare rău că am și cerut. Și există o confuzie în privința asta. Acum asta este relația noastră în rugăciune cu Dumnezeu, relație de client. De client cu cel care oferă toate lucrurile. Clientul unui doctor, clientul unui om care merge la o cantină, clientul unui ia că se duce la un hotel. Suntem clienți, tot timpul vom fi clienți. Dar nu vrea Dumnezeu să rămânem doar așa. Dar de ce în domeniul acesta rugăciunii găsim atât de rar oameni care să-și aloce timp pentru rugăciune în mod constant? Ce o facem poate doar când ne presează problema noastră, când ajung la culme. De ce când vorbim de rugăciune pare atât de împovărător de uneori? Pentru că așa, în mod trist, așa de mulți credincioși se rezumă numai la statutul de client și asta este așa de puțină relația noastră cu Dumnezeu. El ar vrea ca relația noastră de rugăciune să fie relația între doi prieteni. Ar vrea ca relația noastră de rugăciune să fie relația între doi îndrăgostiți, numai între doi prieteni. El are o capacitate de a iubi infinită. Ar putea să ne înnece cu dragostea lui. Și adeseori de la noi nu vine spre el niciun firișor. Suntem doar clienți. Există un alt nivel de rugăciune, un adevăratul nivel, a zice eu, de rugăciune, când înveți să umbli cu Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu, cum ai vorbi cu cel mai bun prieten al tău. Asta se face foarte, foarte bine într-o zi de post. Undeva pe internet e un mesaj care se cheamă O zi cu Dumnezeu. Am încercat eu să explic nițel cam cum fac eu lucrurile astea, cum încerc să-l fac. Ar fi de mare ajutor în mod practic cum am putea implementa fiecare dintre noi. Da, voi spune numai o frântură din asta. Între alte lucruri, la un moment dat, în ziua de post, am rezerv un timp de rugăciune. Nu vi s-a întâmplat să te duci la rugăciune, să te pui pe genunchi și să începi să spui 3-4 fraze și la un moment dat te gândești diseară ce trebuie să fac și cât a fost scorul de la meciul de ieri și ce mi-a zis ăla și ce mi-a zis ăla. Nici nu mai știu ce am zis în ultimele 3 minute cu vorba, cu mintea sunt dus în altă parte. Nu, să spui rugăciune una. Și atunci mă opresc prima oară și mă apropii de Dumnezeu și încep să-i povestesc. Orice tată îi place să audă de la copiii lui povestiri cu privire la ce au făcut ei doi în trecut. Mie îmi place să aud de la băieții mei când îmi povestesc mie ce am făcut noi, ce am făcut eu cu ei, că mergeam în excursii, că mergeam încolo și încoace. Și încep să-i spun lui Dumnezeu și încep să-mi aduc aminte. Când am trăit evenimentele alea la 10 ani, n-am știut că Dumnezeu era acolo. Dar acum dau filmul înapoi. Și povestesc lui Dumnezeu, am avut 10 ani și mi-a venit o minge în ochi. Și mi s-a pus sânge în spatele retinei și cornei și orbeam. Și am intrat și în spital și îi zic, Dumnezeu, ții minte, la 10 ani eram gata să orbesc. Ce s-ar fi întâmplat dacă îmi pierdeam un ochi? Mai puteam eu să fac școală, mai puteam să citesc ce am citit. M-a mai luat vreodată Cici pe mine? Mai aș fi avut eu băieții care am fi avut, câte lucruri s-ar fi schimbat în alea 3 zile. Și așa, ca pentru o minune, cineva din Germania a trimis lui mama, și asta era de mult, o injecție care mi-a făcut-o timp de 5 zile și mi-a dizolvat chiar gola de sânge și am văzut. Și îi spun lui Dumnezeu, atunci n-am știut,
Dar acum văd, erai acolo cu mine în spital, erai lângă mine. Și parcă l-aud pe el că zice, te-am așteptat, Andrei, cam 50 și ceva de ani să-ți aduci aminte de asta. Eram lângă tine acolo și eram cu tine. Și îi spun lui Dumnezeu, țin minte, la 12 ani stăteam pe covor și erau adunați în casă și era fratele Moldoveanu și era Ioanid și era tata cu logica aia lui și explicațiile lui fascinante. Era Moldoveanu și mama care cântau împreună. Era Ioanid care tocmai scrisese poezia aceea Tâlharul. De atunci a rămas vorba Tâlharul de Ioanid, săracul de el. Așa, și stăteam pe covor și acum spun, atunci n-am știut. Atunci, dar acum îmi dau filmul înapoi și îmi deschid ochii înăuntrul meu și văd imaginea din nou. Și știam acolo, oamenii ăia vorbeau cu cineva și comunicau și cântau cuiva, oameni inteligenți, oameni serioși. Și mă gândeam, atunci ai venit pentru ei, dar acum mă uit din nou. Trăiesc din nou imaginile alea și văd din nou Dumnezeul meu, pentru mine ai venit. Eram un copil de 12 ani care nu știam dreapta de stânga și m-ai adus acolo și ai adus pe toți oamenii ăia de acolo. Ei au crezut că au venit pentru tine și au venit pentru tine. N-au știut atunci, au venit și pentru mine. Erau toți adunați, Moldoveanu venise de acolo pentru mine. Și trăiam dor și Dumnezeu, și el parcă îmi zâmbește și îmi spune 50 de ani ți-a trebuit să-ți dai seama de asta. Am umblat eu cu tine de când erai mic. Atunci o zi cu Dumnezeu înseamnă o recapitulare. Asta, ce-a făcut Dumnezeu până atunci? Asta este una dintre lucrurile care le poți face în ziua cu Dumnezeu. Și povestesc timp de o jumătate de oră, de oră. Și îl simt cum zâmbește și ne facem bucurie unul altuia. Și mai trece o perioadă și apoi îl rog să ne întâlnim iar la rugăciune în ziua aia. Și spun, ți-am făcut așa mare bucurie până ziua de până acum. Dar acum aș vrea să-ți fac foarte multe necazuri. Am să-ți povestesc, trebuie neapărat să-ți povestesc de căderile care le am. Și tu le vei asculta și din nefericire, când asculți, nu doar auzi, ci se face un transfer de la nelegiuirile mele la tine. Dumnezeu zice, este scutul nostru, un scut este menit să primească săgeți, altfel n-are niciun sens. Și rog pe Dumnezeu, fii din nou scutul meu și eu îți voi trage săgeți și pe tine te va durea foarte tare asta. Și îți voi spune lucruri care precis le știi și pe alelalte frumoase le știai și ți-a făcut bucurie. Acum îți voi spune lucruri care tare te vor întrista, tare te vor întrista. Și simt de la el, parcă îi se strânge așa inima, dar simt și o bucurie, pentru că eu țin minte când băiatul meu de 13 ani a intrat în cameră la noi la 10 seara și ne-a spus căzuse în pornografie în ultimele 10 minute, așa tare m-am întristat și așa tare m-am bucurat, pentru că a venit la mine, nu s-a dus pe stradă și a venit ca să se corecteze și ca să se schimbe. Și încep să-i spun lui Dumnezeu de lucrurile groaznice pe care nu vreau nici să-mi aduc aminte câteodată, dar trebuie să le dau cuiva și nu știu cui să le dau. Și el le primește și le primește ca niște săgeți în inimă. Și îl simt și simt durerea și simt necazul. Nu trebuia, Andrei, tu nu trebuia să faci asta. Erai băiatul tatălui tău, lui Aurel. Și mama ta a fost femeie foarte serioasă și ai crescut în biserică cu oamenii lui Dumnezeu și ai cunoscut oameni mari ai lui Dumnezeu. Este posibil la vârsta asta tu să fii făcut așa? Și îmi dau seama că îl îndurerez și umblu cu el și mai devreme i-am făcut foarte multe bucurii. Și parcă l-am văzut lăcrimând de bucurie și acolo văd lăcrimând de întristare. Eu cu prietenul meu vorbim și el îmi vorbește și eu îi vorbesc. Deci înțeleg că rugăciunea înseamnă relație. Nu se poate vorbi de un domeniu, o disciplină a rugăciunii fără relație. Dar în relația aceasta se presupune și o metodă, un set de reguli, o disciplină impusă în care să-mi aleg o zi, un loc, un timp? Sau totul trebuie să curgă foarte natural, fără să fie un timp alocat rugăciunii clar, specific? Sunt unii oameni care își, la un moment dat, pentru un motiv sau altul, își pierd pofta de mâncare. Dacă merg numai pe baza la ce poftă au și ar merge numai după ce simt, mor de foame. Zice românul, cum zice, foamea vine mâncând. Am copii acasă. Câteodată am chef de ei, de nu mai pot. Câteodată n-am niciun chef de ei.
Dar ce să le spun la copiii mei? Știți ce? Vreo două săptămâni a dispărut de aici. Nu pot să spun asta. Sunt copiii mei pe care îi iubesc. Și dacă chiar n-am chef de ei, atunci fac un efort mai tare. Ceva nu e normal cu mine în privința asta. Și câteodată parcă nu simți neapărat nevoia și setea de rugăciune. Dar te pui pe genunchi și începi să-i spui lui Dumnezeu lucruri. Și încerci să faci din discuția asta cu Dumnezeu o discuție, dialog, nu monolog. Îi spun și eu câteva lucruri care am pe inimă, îi spun, trec într-o perioadă foarte seacă. Și nu simt nimic, nu simt de la tine absolut nimic. Și spun, ai grijă că sunt om doar, pot să merg o vreme. Pot să te dai înapoi nițel, să nu simt nimic, că merg în credință. Dar să nu mai om, îmi trebuie neapărat din când în când un semn de la tine, că altfel încep să mă clatin, încep să mă usuc ca o floare care nu are apă. Și îi spui lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea oameni politicoși. Străinii vor oameni politicoși. Unul de-al casei vrea un om transparent, unul care să-i spună, dacă sunt necăjit, îi spun că sunt necăjit, dacă sunt revoltat, îi spun că sunt revoltat. David a spus asta în Scriptură peste tot. Câteodată pare absolut cu tupeu. Dar era un om transparent, din cauza asta era numit un om după inima lui Dumnezeu. Și îi spui lui Dumnezeu ce este pe suflet, ce este în inimă. Zilnic? Nădejdea este că poți să faci lucrul ăsta de multe ori în timpul zilei. Există un moment al zilei care da, există un moment foarte bun al zilei. Este foarte important momentul când te scoli și momentul când te duci la culcare. Există o vorbă, zice, m-am sculat, zice în engleză, on the wrong side of the bed, pe partea proastă a patului. Sau am început ziua prost. Ziua nu începe dimineața, ziua începe seara. Așa e și în Biblie, nu? Întâi a fost o seară, apoi o dimineață și aceasta a fost ziua întâi. A fost o seară, o dimineață și ziua a doua. Ziua cu Dumnezeu începe de cu seara. Cum mă duc la culcare? Mă duc la culcare, încep să vorbesc cu Dumnezeu într-un mod aparte. Încep să vorbesc cu Dumnezeu pe limba lui Dumnezeu. Adică folosim cuvintele, știu precis niște cuvinte care sunt ale Lui, ale care sunt în Scriptură. Dumnezeu ne-a dat 150 de psalmi special făcuți ca să putem să vorbim cu El în cuvintele Lui. Și nu numai psalmi, orice fel de cuvânt de la Dumnezeu. Și înveți vreo 30-40 de psalmi pe din afară, înveți vreo 10 capitole din Proverbe, înveți mai multe capitole din Noul Testament și te pui în pat și începi să-i spui, vorbești cu Dumnezeu pe limbă, cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și îi spui, sufletul meu setează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Și încep să-i spui, îți spui, apoi vorbești cu sufletul tău. Mulți dintre psalmi reprezintă Duhul lui David, vorbind cu sufletul lui David. Pentru ce te întristezi, pentru ce te amărești sufletul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îl voi lăuda. Și este posibil, la un moment dat, povestindu-i și vorbind lui Dumnezeu noaptea din cuvintele Lui, trupul adoarme și se trezește Duhul din om și David spune zi și noapte, ferice de omul care zi și noapte cugete la cuvântul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu doarme, dar partea sufletului din el și trupul doarme, se trezește Duhul care preia de acolo și în timpul somnului îți vin viziuni de la Dumnezeu, îți vin vise de la Dumnezeu, ceea ce nu mai faci cu mintea, faci cu spiritul, cu partea cea mai adâncă a unui om. Și dimineața când te trezesc, eu încerc să mă trezesc și să stau cu ochii închiși o vreme. Ochii închiși, țin nițel visele în cap să nu iasă afară și încerc să vorbești cu Dumnezeu acolo stând în pat. Sfântul Francis de Assisi, înainte să se scoale, îi spunea Domnului, Doamne, ce o să facem noi doi astăzi? Ce avem noi doi de făcut astăzi? Și încep să-i spui lui Dumnezeu, să-i mulțumești, aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu, noi doi vom umbla în ea, sunt lucruri pe care Tu le-ai pregătit, oameni care Tu le-ai pregătit, evenimente care le-ai pregătit, ce aventură o să avem noi astăzi. Îi spui lui Dumnezeu, te trezești, îi vorbești ceva din cuvântul Lui, te culci și te trezești. Psalmul 4 spune, iată că eu mă culc în pace, adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. În general ne sculăm după felul cum ne culcăm. 8 ore pe zi, să zicem așa, stăm în somn, alea nu sunt ore de moarte.
Alea trebuie să fie lucruri foarte importante în viață. Mulțumim frumos pentru gândurile acestea practice și duhovnicești care reprezintă trăirea cu Domnul în rugăciune. Cu siguranță sunt multe alte aspecte ale rugăciunii care au de-a face cu umblarea reală a creștinului cu Dumnezeu. Ne vom opri aici, în speranță că ne veți urmări și în continuare.